Bună, drăguților, bună, sufletele mele frumoase. Da, m-am înnecat exact înainte să încep. Facem citirea de astăzi cu acest pachet de tarot și acest pachet de Lenormand. Sper că vă încântă, sper că vă place. Haideți să vedem ce iese. Ce avem noi astăzi? Ce avem noi astăzi în meniu? Și avem așa un Lenormand și un tarot. Și mai avem pe aici ceva oracole, dacă este cazul. Bun. Hai să ne gândim la persoana dragă, tu probabil că deja te gândești la acest om și vedem ce ne iese în cărți. Da? Ce ne spun cărțile? Destul de rar folosesc aceste cărți, pentru că sunt mai greu de manevrat. Probabil că și el este mai greu de manevrat. O să mă adresez ție ca fiind partea feminină. Dacă ești o energie masculină, o să te rog doar să inversezi rolul. Deja spun asta ca pe o așa, nu știu, ca un robot, știi? Țineți cont de faptul că aceste etalări sunt colective, nu uitați nici acest detaliu, luați de aici numai ceea ce se potrivește cu situația voastră, nu încercați să forțați dacă nu e cazul. Ok, hai să vedem. Persoana de care tu întrebi, ce se întâmplă? Ce se întâmplă în mintea acestui om? Că până la urmă asta vă interesează, da? Care-i treaba cu el? Ce gândește? Ce simte pentru tine? Cum te-a văzut el prima dată? O să mai fac și alte scheme, că de astea cred că v-a săturat un pic. Mai facem și alte scheme. Ok, ce nu știi și ar trebui să știi, cam umblăm pe aici pe la secrete destul de mult. Și în viitorul vostru, ce se întâmplă? La ce te aștepți? La capătul cărților am un 9 de cupe și un 5 de cupe. Ai de-a face cu o persoană care consumă ceva, are ceva vicii aici, pentru că asta mi-apare. Mi-apare faptul că tu stai și plângi, uite, tu ești în energia asta a cinciului de cupe, el petrece și se simte bine și diavolul aici lângă voi. Adică, cumva, tu nu te poți desprinde, ești dependentă de el, ești cu inima frântă, nu ți-e bine de nicio culoare și totuși rămâi lângă el, rămâi lângă acest om vicios, pentru că nu te poți desprinde, pentru că ți este foarte, foarte greu, dar totuși ai de gând să iei niște măsuri aici cu regina asta de spade, posibil. Da, îți este greu să te îndepărtezi, îți este greu să trăiești fără el. Ai o dependență cumva. Bun. Poți să depinzi de el, de exemplu, financiar sau emoțional sau, nu știu, sunt foarte multe moduri în care un om te poate manipula și te poate ține lângă el. Persoana asta, îndrăgostiții și carul triumfal, doar ca nemajore aici, poate că este zodia sau are marcaje puternice, că nu neapărat zodie, poate fi și ascendent sau mai știu eu ce planete pe acolo importante, în gemeni sau rac, sau este cumva acolo la granița dintre gemeni și rac, posibil. Dar așa ca și energia cărților, ce pot să văd eu acum este faptul că urmează să se ia o decizie importantă în legătură cu dragostea voastră, urmează să se ia o decizie cu drumul vostru în viață. Voi doi, dacă veți rămâne pe același drum sau vă veți separa la un moment dat, carul triumfal cam asta mi-arată și aici, îndrăgostiții, voi doi. Energia dintre voi doi. Caii ăștia, vezi tu, nu pot fi ținuți ca lumea în frâu. O ia unul în stânga, unul în dreapta. Poate că sunt tot felul de conflicte între voi doi, după care urmează această împăcare dulce și tot așa, o țineți una într-una. Posibil și asta, da? Pentru că aici văd două persoane care se sărută, care se simt bine împreună, care sunt atrase unul de celălalt. Și iată, când îi pui pe amândoi, da? Unul lângă celălalt, așa, zi de zi, se ceartă, se împing, sunt foarte nărăvași. Amândoi sunt orgolioși, amândoi fiecare face ce vrea și carul ăsta, vezi tu, are roțile invers. Nici de cum nu reușește să meargă înainte, merge în toate direcțiile. Păi de ce? Din cauza cailor, pentru că caii de fapt sunteți voi doi și asta e viața voastră, da? Și felul în care mergeți prin viață. De ce? Pentru că fiecare are orgoliul lui și e mare rău și la unul și la celălalt. Fiecare vrea câte ceva
fiecare are felul lui de a fi. Poate că unui gemen, unui rac aici. Și asta mai este. E o neînțelegere, clar e o neînțelegere. Chiar dacă mergeți împreună pe același drum, asta nu înseamnă că vă și înțelegeți. Ia să văd. În mintea lui, împăratul și regele de cupe. El consideră că el merită să fie împăratul. Tu, probabil că tu consideri că tu meriți să fii șeful, știi? Aici e o luptă de putere între voi doi, care pe care, știi, care să conducă, care e mai tare, știi? Ceva în genul ăsta. El vrea ca tu să-l pui pe primul loc. El se pune pe el pe primul loc, în primul rând, pentru că regele de cupe, de obicei, este o persoană matură, emoțional, care iubește pe ea, are două laturi. Nu știu dacă nu-i gemeni, pentru că văd așa că are două laturi. Un om foarte puternic în același timp, dar el cumva are o stimă de sine nu crescută, crescută de a da pe din afară, știi? A da pe din afară. El așa impresia are despre el, că el e dita mai împăratul și că tu trebuie să-i te supui. El consideră că îți oferă destul de multă iubire și că asta ar trebui să fie suficient pentru tine. Da? Și asta ar trebui să-l pună pe el acolo pe un piedestal în viața ta. Și el se consideră tare și mare, cum s-ar spune. Și nu înțelege de ce tu nu te supui. Ok. În sufletul lui ce are? Moartea. Nu mai vrea să vorbească. Nu mai vrea să vorbească, poate. Aici avem o pasăre care, nu știu, a cedat așa cumva. Atunci când vine vorba despre comunicare, nu știu de ce în perioada asta, știi, poate că e doar așa în perioada asta. Văd nouăle de spade, foarte mult stres, inima îi bate mai tare în perioada asta, are tot felul de gânduri din astea negative. Arcana 13 și stresul ăsta extrem. Ceva se schimbă. Ceva se schimbă acolo în sufletul lui și nu-și dă seama ce se schimbă. Dar probabil că da, este și o lipsa comunicării aici. Poate. Sau atunci când aveți parte de această comunicare, nu este deloc plăcută. Nu este ceva plăcut. Iese ceva negru cumva din sufletul lui afară. Și totuși el consideră că este un om foarte bun. Probabil că și spune de multe ori. Dar ce, nu te iubesc destul de mult? Dar ce, nu-ți arăt? Dar ce, nu... Știi? Probabil că îți face și anumite reproșuri. Ce avem aici? Palatul de gheață și turnul. Păi cât poți să stai într-un palat de gheață? Palatul de gheață reprezintă mediul în care tu ești. Voi doi sunteți. Și până la urmă ceva s-a dărâmat aici. Ceva s-a stricat. Probabil că voi doi sunteți în separare, unii dintre voi în acest moment sunteți în separare. Dacă sunteți în separare, atunci iarăși turnul ăsta. De aici apare la trecut, măcar apare la trecut, ca și cum s-a întâmplat deja, gata, s-a dus. Da? Palatul ăsta de gheață, atmosfera asta tăcută, poate că a fost așa ca două trenuri, da, care treceau unul pe lângă altul în casă și nu vă înțelegeați de nicio culoare sau relația voastră a devenit atât de rece încât până la urmă a trebuit să se ducă de râpă, știi, să se strice totul. Dar el consideră că ce? El te-a iubit, știi? Ceva în genul ăsta, ce? Că eu ți-am oferit iubire, te-am iubit. Dar inima lui era tare neagră. Inima lui tare neagră. Ia să vedem, ce nu știi tu și ar trebui să știi. 4 de bâte și 4 de monede. Ce interesant, ce combinație interesantă. Că el ține la tine, că el ține la familie, că el ce ar trebui să știi și ce nu știi, că el ține la voi. Că el nu se poate controla, că ăsta e felul lui de a fi, că el are niște principii peste care el nu poate să treacă. Pot fi niște prejudecăți sau ceva cu care el a venit din familie, știi? Familia de origine. Deci cumva el are niște lucruri venite, un bagaj. Și cumva lucrurile alea le consideră sănătoase. El le consideră sănătoase și el pur și simplu nu înțelege de ce voi doi nu vă înțelege sau nu v-ați înțeles, pentru că el consideră că toate principiile astea ale lui de viață sunt sănătoase. Dar se pare că nu au fost sănătoase odată ce atmosfera dintre voi doi a fost așa de gheață. Clar că nu au fost sănătoase. Poate că e și un pic zgârcit și ar trebui să știi lucrul ăsta. Ok, ce avem aici? Împărăteasa, ia uite. Și roata norocului. Nabelea. Nabelea. Se schimbă roata.
Vezi ce ți-am spus? Tu împărăteasă, el împărat. Voi sunteți pe picior de egalitate. Și când sunteți pe picior de egalitate, la voi nu există hai să creștem împreună și să mergem împreună și ne susținem unul pe celălalt. Cred că nu se întâmplă lucrul ăsta. Cred că mai repede se întâmplă eu sunt așa, mai tare, celălalt zice nu, eu sunt mai tare, eu uite-te câți bani am produs, celălalt uite câți bani am făcut eu, uite cât ce s-a... Deci nu știu, e așa o ceartă continuă între voi doi, parcă așa îmi vine să spun. El cumva vrea să, ca tu să-l pui pe primul loc. Are niște concepții din astea tâmpite pe care eu le văd aici și nu știu cum să le numesc, din trecut, unde probabil consideră că femeia trebuie să fie supusă bărbatului. Tu, femeie modernă, fiind logică, nu ai de gând să te supui lui și tu vrei să-i arăți lui și să-i dovedești că stai un pic, că nu-i chiar așa. Și aici văd că roata se schimbă. Se întoarce roata. Da? E o situație așa interesantă între voi doi. Ok. Da. Lupta asta dintre voi doi continuă. Temperanța mi-a venit invers. Da? Liniștea încă nu se lasă. Praful nu se așează. Războiul ăsta continuă. 5 de spade și temperanța invers. Clar. Continuă. Până când? Nu știu. Voi știți. Da? Spectacolul continuă. Hai să vedem. Ce mi-a venit aici? Indecizie. Alegere. Pe sufletul lui mi-a picat. Pe sufletul lui. Cumva, care de făcut o alegere. Păi da, văd care de făcut aici o alegere. Sau poate tu. Poate el se gândește la ce vei alege tu, ce vei face. Cumva energia dintre voi doi totuși este de suflete pereche. De suflete pereche. Cum să zic? Voi, într-un fel, ar trebui să, dacă v-ați uni forțele, zic și eu, da, am dau părerea, pentru că un împărat și o împărăteasă, când se pun cei doi, da, când se pun cei doi și, într-adevăr, găsesc un scop comun sau reușesc cumva să facă o alianță, păi să te ferească Dumnezeu din calea lor. Adică voi doi sunteți foarte, foarte puternici. Ați putea să vă susțineți unul pe celălalt. Ați putea să creșteți împreună. Dar între voi doi este o continuă nebunie, așa, știi, cumva. De ce? Din cauza faptului că el are niște prejudecăți, tu probabil la rândul tău ai și tu pe ale tale și tot așa. Da, și... Da. Ia să mai clarificăm cu Lenormandul, să vedem ce ne mai spune și... Și Lenormandul, soare. O gândire pozitivă, succes, el este un om de succes, un om logic, împăratul, da? Un om de succes și el se bucură, cumva și el consideră că el are adevărul, el știe ce face, știi? E ca și cum va spune, cum să zic, în fața cifrei 6, da? Unul stă la coadă, unul stă în față și fiecare unul spune nu e 6, celălalt zice nu e 9 și tot așa. Amândoi aveți dreptate, dar fiecare în felul lui, știi? Între voi doi, iată. Transformare. Este nevoie transformarea asta, pentru că deocamdată este tristețe, deocamdată este o pierdere aici. Și e păcat, pentru că e păcat. Pentru că e păcat, da. Mai văd și un copil aici între voi. Mai văd și un copilaș, poate mai mulți. Da, unul mi-apare mie. Ok. Ce mai văd aici? Pentru unii dintre voi apare o sarcină, femeie însărcinată, poate tu ești însărcinată sau vei fi, pentru că în viitor sau el și-ar dori ca tu să rămâi însărcinată. Aveți grijă totuși, pentru că împărăteasa înseamnă și sarcină și mai ales cu pomul ăsta lângă, clar este sarcină și schimbarea sorții. Deci el cam ar vrea ca tu să rămâi însărcinată ca să se schimbe un pic lucrurile. Sau are ceva totuși legat de trecut, are legătură cu acest copil, poate că ați pierdut un copil la un moment dat, mai poate fi și asta și de acolo tot dezastrul ăsta dintre voi doi și cumva el și-ar dori, da, intenția este ca tu să rămâi din nou însărcinată, să încercați din nou, poate lucrurile se schimbă, asta e așa o paralelă, nu știu pentru cine, bineînțeles că nu se poate potrivi tuturor. Da, aici avem vestul buchetului. Lui se pare că ceea ce face el, tot repet lucrul ăsta pentru că tot asta mi arată pe toate părțile, știi? Ar trebui să aducă bucurie, ar trebui să aducă fericire.
dar cred că nu, pentru tine nu este același lucru. Cumva tu totuși reprezinți, însemni fericirea pentru el. Și odată ce tu ești aici alături de mine, înseamnă că omul ăsta e foarte important pentru tine. El ar trebui cumva să-și schimbe mentalitatea un pic, știi? Pentru a fi de acord și cu tine, cu ceea ce tu îți dorești. Adică să nu mai insistați amândoi pe același lucru. Uite, confuzie aici, negativitate, lucruri care nu sunt clare. Viitor neclar, știi? Între voi doi. Păi da, că dacă se continuă cu energia asta a cinciului de spade, unde fiecare trage în direcția lui, nu ajungeți nicăieri, pur și simplu. Conflictul ăsta nu se termină dintre voi doi. Bun, drăguților, ce mai vreau să fac? Vreau să scot un sfat. Ia să vedem ce sfat ne dau nouă cărțile pentru voi doi. Oh, tu ești cea care ar putea să vindece această legătură. Ia uite, vindecătorul, tu ești vindecătorul. Deci tu ești cea care ar trebui să fii mai înțeleaptă decât el. Știu că e așa ca și cum... Na, e o apăsare pe umerii tăi să știi că tu ești de fapt cea care ar putea să schimbe dinamica relației. Pentru că de multe ori tu nu vezi că tu ai putea. Tu, dacă dai vina pe celălalt, știi, și ai impresia că el trebuie să facă ceva, e total greșit. Întotdeauna trebuie să ne învinovățim și pe noi în primul rând, iar apoi pe celălalt. Vedem în primul rând unde sunt greșelile noastre în relație, iar apoi ne uităm la ceea ce face celălalt. Da. Și se pare că tu ai putea să repari, tu ai putea să faci ceva aici. Da, pentru că tu ai capacitatea asta, vezi? Pentru că tu știi ce este cel mai bine și știi cum să abordezi situația, vezi? Pentru a aduce vindecare acestei relații, dacă într-adevăr îți dorești această relație. Adică trebuie să te pui așa cumva în situația lui, trebuie să dai un pic în spate, să te gândești foarte bine, să analizezi bine lucrurile și atunci îți dai seama, de fapt, cum ai putea să îl abordezi. Ești la același nivel cu el, să nu uiți lucrul ăsta niciodată. Tu ai puterea împărătesei, el este împăratul, dar până la urma urmei, nu uita, nu a apărut încă cartea puterii, dar nu uita că tu, ca și împărăteasă, ai puterea ta să îmblânzești animalul din el. Ai puterea, pur și simplu. Da? E un pic mai cam târziu să-l dresezi, dar ai putea să încerci. Cu recompense. Bun. Cam atât. V-am pupăcit. Aveți grijă de voi. Am glumit acum la urmă, dar nu vă luați după mine. Acum la urmă chiar am glumit. Haide, v-am pupăcit. Numai bine. Ceau, ceau, ceau.